Dar mai bune-i țui ca mea. Dar și faci mitică iară bei? Nu, Faure, cât ți se pare? Nu mai ieși la mișto, ia lasă tu băutura și du-te în grădină și termină de prășit. Faurica, azi nu se muncește. Dar de ce ai? Pentru că-i sărbătoare. Ce sărbătoare e azi luni ai, că eu nu știu? Sfânta zi de luni! E cruci și roșu, fă, ca vinul. Femeia asta m-a determinat să mă apuc de băut. Și eu, Cornel, nici măcar n-am avut bunul simț să-i mulțumesc. Ce prost e. Dar și faci mitică iară bei? Hai, Vauric, doar ți-am mai zis odată. Ei, lasă, mitică. Ui, ori am băut noi prea mult, ori s-o dea caseta înapoi. Acum 2 minute Aurica au intrat pe poartă și acum tot Aurica intră pe poartă. Păi unde? Vă dă eroare. Corina, știi ce cred eu? Eu cred că la prea mult vină o vedem noi pe Aurica de 2 ori. Păi hai să mai pui o gură de gin, poate o văd de 3 ori. Hai! Ce faci ție, băieți? Iar ubeți? Mitică, băi, eu zic să ne oprim din băut, că începem să delirăm cu tătă. Eu mă duc acasă să mă culc, să mă odihnesc o leacă și ne vedem mai târziu la o nouă serie de bocuri, măi. Delirăm cu tătă, băi. Taie, Cornel, ai dreptate. E de la băutură, sigur, e. Delirăm noi. Hai, ne auzăm, mă duc și eu să dorm. Ce, mitic, ai băut prea mult, așa-i? Eu ți-am zis. Mai lasă-mă, Faurică. Cornel mă invită. N-am cum să refuz. Plus că e prietenul meu de pahară. Și dă-te mai încolo. Vreau să mă bag la somn, că am impresia că delirez. Te văd de 2 ori pe aici. Te las, îmi tică că n-o să te mai chemi Cornel la niciun vin. Trebuie să mă bag la somn, sigur. Unde o fi, Cornel? Fă, Marie, Marie, vino răbdi! Vino, vino! Fă, știi ceva unde e Cornel? Că eu l-aștept de câteva ori
și nu mai vine. Și nu s-a întâmplat niciodată așa ceva, mai ales că am ieșit cu butoiul în drum. Și eu l-am căutat și acasă și nu l-am găsit. Știi ceva? Măi, Mitică, nu l-ai găsit. Dar eu l-am căutat de dimineață, ei! Că azi unul-i plecat de acasă și-i zis de hâța. Și nu l-ai găsit? Nu, nicăieri! Păi în cazul ăsta, fă, Marie, dacă tu nu l-ai găsit pe Cornel, care știi tu ce se întâmplă în tot satul ăsta, înseamnă că s-a întâmplat ceva cu el. Fă, Marie! Da, Faurică? Hai până în casă să-ți arăt ceva! Ce-ai mai făcut, fă, bun? Mitică, nu te mai saturi dintr-o sticlă, a? Ai ajuns să-ți scoți butoiul în drum. Aurică! Păi erai la cerdac? Acum câteva secunde, fă! Și acum tu ești în fața mea! Păi ce se întâmplă, fă, cu tine? Ești Sony X? Te teleportezi, bă? Tu mă crezi că acum ești în casă? De fapt, nu ești în fața mea, crede-mă! Păi, Mitică, ce-i cu tine? Ai luat-o razna, te duc la nebuni! Fă, înțelege, Faurică! Te-am văzut de două ori! Crede-mă că nebunesc! Bă, nu mă crezi! Nu! Vino cu aici, vino cu aici! Vino cu aici să vezi, vino cu aici să vezi cu aici! Păi, și cu Maria Leșnață aici la mine în casă? Fă, Marie, fă ce-ai pățit, fă! Faurică, ți-am spus că ceva nu-i bine? Eu cred că tu ai făcut rău lui Maria. Eu, Mitică, ia vezi cum vorbește, poate te șuplesnesc. Nu tu, fă, cealaltă Aurica. Măi, du-te și cheamă un doctor, ai. Așa avem doctor în sat? Ai dreptate, n-avem. Du-te și cheamă popa. Hai că mă duc. Fă, Marie, fă. Acest video peste 30.000 de like-uri, că doar așa putem să ne dăm seama ce s-a întâmplat cu Cornel și o pățit de fapt Maria și ce se întâmplă cu Aurica mea. Dați share să vadă și prietenii voștri și scrieți în comentarii dacă doriți să fie profil fake partea 5-a. Hai să vedem! Ei jale, treaba e nasoală!